Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Hop, bam. Bă, ce-am făcut aici? Am bus și căruța. Am bus și căruța cu tot. Salutare, jucătorilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este episodul cu numărul 143 din seria noastră de roleplay pe Dumești. Jupânilor, am venit și eu să beau aici o bere la Nea Vasilică. Să bem și noi frumos o bere aici. Și după cum vedeți, sunt cu tractorul nostru, UTB-ul nostru, 1010 DT ăsta de pădure. Pentru că am fost puțin la pădure aici, la marginea satului, ca să tai și eu niște copaci. Și am avut nevoie de tractor ca să mai pot să trag și eu, să mai pot să trag buștenii. Pentru că săptămâna asta o să trebuiască să mergem la pădure ca să încărcăm copacii pe care ne-am tăiat. Așa că de aia am avut și nevoie mare de tractorul nostru. Așa că da, haideți că mi-am terminat și o berea, să ne suim în tractorel. Atât, să îi dăm și o cheie. Bun, așa. Ne-a făcut alt treaba cu el, frumos pe acolo, pe la pădure. Așa că haideți să îi dăm un semnal și să pornim, să-i dăm bătaie spre casă. Atât, am băut și o bere frumos aici. E bun, că am băut una fără alcool. Am zis, băi, poate să nu mă prindă vreo poliție pe aici, hop. Să nu mă prindă vreo poliție pe aici, prin sat pe la noi. Că după aia dăm de belea și nu-i bine să beau fără alcool. Așa că, na, acum să mergem acasă să vedem ce treburi mai avem de făcut pe la noi, pe la fermă, pe acolo. Hai să o lăsăm ușure el. Așa, să vedem ce treburi mai avem, să dăm niște mâncare la oi, că n-am mai fost azi dimineață. Cred că a fost Neonel, dar cine știe, trebuie să-i dăm noi niște mâncare. Mai avem ceva iarbă strânsă de atunci. Și da, mai trebuie să-i mai dăm câteva, 2-3 cupe de John Deere, să-i mai dăm mâncare la oile noastre. Dau și ele producția, am mai vândut niște lapte, niște brânză, pardon. Am mai vândut niște brânză de oaie. Acum vreo 2-3 zile, bineînțeles, a făcut un Ionel, cum știe el, frumos acolo. A făcut niște brânză frumos de oaie și a vândut-o până la urma urmei. Am vândut-o și nu știu, vreo 20 de lei kilu parcă, hop. Vreo 20 de lei kilu și cam cu atât am vândut-o. E, dacă vreți brânză de oaie de la proaspătă de la țară, știți la cine să apelați. Așa că da, acum să mergem și noi spre casă. Sper că Nea Ionel mai e pe acolo, poate mai iau și eu, mă mai ajute prin fermă. Poate mai luăm să ne ajute prin fermă și pe la noi. Și da. După cum știți, și-a luat și acum câteva săptămâni și Nea Ionel mașina, a zis că merge foarte bine. A zis că merge foarte bine și hop, bam. Băi, ce-am făcut aici? Am bus și căruța cu tot. Am făcut-o vraiște aici. Noroc că nu am pălit calul, mamă, stai așa să dau și eu tractorul pe avarii. Să îl dau pe avarii ca să vedem ce s-a întâmplat aici, mamă, din greșeală n-am fost atent, n-am fost pe fază și am dat și eu peste căruța asta. Nu știu a cui o fi, era fix în drum, era. Deci nu pot să zic că sunt numai eu de vină, era fix pe drum pe aici. Noroc că calul ăsta n-a pățit nimic, văd că el e încă sănătos, fericit acolo. Avea câteva lemne, văd că nu știu a cui era calul, oare era alu nenea asta de aici. Dar nu cred că e alu nenea asta de aici. Stai să trag, vedem dacă pot să trag căruța mai încoa. Hop, bă, e prea grea, nu prea pot să o trag, e prea grea. Haideți să o tragem frumos cu
cu tractorul. Are să o tragem cu tractorul ca să nu zică omul ăla că am plecat. Păi și el a pus căruța exact aici unde nu trebuia. Oare să o tragem? Nu știu ce să fac. Dacă nu, o să strig la omul ăsta să văd care-i treaba. Ia să vedem noi, să mutăm calul dacă nu. Haide să mutăm calul frumos. Să-l ducem mai hop, să-l punem mai în dreapta pe aici, să nu pățească nimic. Haide să ne dăm jos. Mamă, de am bușit puțin căruța. Noroc că aveam cupa asta de fier în față, ca altfel ne bușeam și noi puțin tractorul. E, am îndoit noi puțin căruța, dar nu e mare lucru. Am bușit-o puțin de aici până aici, am dus-o. Dar oare nu este nimeni aici afară să vadă ce s-a întâmplat? Mamă, deci nici nu știu ce să fac acum. Haideți să tragem și noi căruța dacă tot așa. Haideți să tragem căruța că e mare scopal aici. Stai așa, nici nu știu, o atașez, o trag, nici nu știu ce am să fac. Mai bine o las așa dacă nu. Sau haideți să o tragem dacă tot. Haideți să o tragem că după aia să nu zică hop. Stai că s-a blocat acolo în gard. Stai să o lăsăm că s-a blocat în gard aici și nu prea putem să o scoatem. Să vedem ce să-i facem dacă nu. Oare să chemăm poliția? Nici nu știu ce să zic. Haideți că dacă nu chem și eu poliția să vină aici la locul faptei. Dacă nu vine nimeni. Asta e, am bușit căruța omului. I-am bușit puțin căruța. Cred că n-a făcut pană sau ceva. Lemnele astea au căzut aici. Căruța s-a bușit și în copac. Păi cred că voi chema neapărat poliția să văd care-i treaba și revin imediat. Am revenit, jupânilor, a venit și poliția. Acum le-am spus ce s-a întâmplat, completează și acum niște rapoarte acolo. Iar domnul de acolo în roșu, căruța și cu calul, a făcut o zarvă imensă aici. A spus că noi suntem de vină, că nu știu ce, dar eu i-am spus că căruța era exact în drum și am bușit-o exact până în copac. Asta este, s-a întâmplat, acum să vedem ce zice și poliția. Acum haideți să scoatem căruța de aici. Haideți să o scoatem cumva. Să pornim și noi tractorul nostru. Să vedem care e treaba. Să dăm cu spatele ușor, atât să o dăm mai cu spatele și să o vedem acum. Hai că am putut să o scoatem și acum. Haideți. În sfârșit că am scos și noi căruța din... Am scos și noi căruța de aici, mai este vreun lemn pe aici, nu cred că. Unul este sub căruță, haideți să-l luăm. Unul este sub căruță, nu știu. Nici nu pot să mut nici căruța asta cu mâna. Haideți să dăm tractorul mai în față. Atât. Așa, haideți să punem acum lemnele astea înapoi în căruță. Haideți să le punem înapoi în căruță, pac, ușurel. Așa, să le aranjăm ca să nu zică omul că le-am deranjat aici și nu le-am pus înapoi. Haideți să le legăm puțin. Atât. Și să lăsăm căruța aici. Haideți să o dăm jos. Atât, să o decuplăm și să lăsăm și tractorul aici să vedem ce zice poliția. Haideți să vedem ce zice poliția, să oprește motorul. Are și girofarurile aprinse poliția. Înseamnă că completeze, cred că acolo ceva. Ia să văd ce zice și poliția și revin din nou. Am revenit, jupânilor, mi-a luat și de la cu etilotestul, să vadă dacă am băut și sau dacă n-am băut, vă dați seama că a ieșit negativ, că nu am băut absolut nimic decât o bere fără alcool. Și acum, trebuie să plătesc și eu căruța omului, îi plătesc căruța omului, asta e, n-am ce să fac. Și, nici eu nu am fost atent, vă dați seama că puteam să o ocolesc, i-am spus că nu am fost atent. Și trebuie să plătesc căruța, o să dau și eu 2-3 milioane pe căruță. Oameni, de ce trebuie să plătească cei o amendă destul de mare, de vreo 20 de milioane, care a răsat animalul nesupravegheat aici pe marginea drumului. Exact, nu că pe marginea drumului, exact în drum aici cum eram, așa că trebuie să plătească nenele de acolo 20 de milioane pentru asta, o să vadă cum o să plătească.
Eu doar îmi plătesc amenda pentru căruța asta și o să-i dau banii omului, asta este. Așa că, na, noi acum cred că putem să plecăm. Noi acum putem să plecăm și da, haideți să ne urcăm în tractor. O să mai rămân în linia de acolo cu polițaii. Sunt parcă doi polițai în mașină acolo. Noi o să plecăm. Avem, cred că, voie să plecăm. Sau, haide să oprim și semnalizările și să plecăm acasă, că ne-am făcut treaba care o aveam. Asta este, am bușit și căruța omului, nu avem ce face, i-am plătit căruța. Acum să plătească și amenda și cam asta e treaba. Cam asta e treaba. Asta e. Se mai întâmplă și chestii de astea nasoale, dar nu contează. Nu contează dacă am plătit și noi căruța, asta este. Acum să fim și noi mai atenți pe drum. Și da, jupânilor, acum dacă tot am zis că am fost la pădure, nu știu, acum să mă duc la animale, cred că am să mă duc la deal la animale ca să văd ce am să fac. Haideți să luăm mașina, atât, să o pornim, perfect, și să mergem la deal la stână, atât. E bine că am chemat poliția la fața locului, că altfel dacă nu chemam, cred că primeam și eu amendă și mai mare. Primeam amendă și mai mare dacă nu chemam poliția la fața locului. E bun că polițiștii ăștia sunt de treabă, că sunt de la noi din Dumnești, de aici, de la secție, și sunt de treabă. Bineînțeles, mă cunosc cu ei și de aia nu am primit nici amendă atât de mare, pentru că vă dați seama, nici nu eram nevoit să plătesc atât de mult, pentru că mai mult ei au fost vinovat că au lăsat calul și căruța nesupravegheată și de aia. Dar na, așa mai este pe ce pe la sat. Asta este, o să vadă, o să vândă calul, dacă nu și o să plătească amenda sau o să vadă cum o să se descurce. Eu o să-mi plătesc amenda și cam asta o să fie treaba. Haideți să parcăm aici mașina, să ne dăm jos frumos. Atât. Și acum să mergem să luăm tractorul nostru. Atât, să luăm John Deere-ul. Vrem dacă mai pornește. Motorina avem. Adică avem și motorina, avem și cupa atașată. Acum, de fapt, nu cupa, avem încărcătorul frontal atașat. Haideți să luăm cupa acum. Acum să luăm cupa. Haideți să vedem cum ne băgăm aici. Atât. Așa. Și cupa, după cum vedeți, este exact aici, lângă brad. Atât. Haideți să o lăsăm. Atât. Și acum să atașăm frumos cupa. Atât. Să-i dăm frumos cu spatele și ia să ne băgăm noi. Atât, am luat și cupa. Haideți să luăm 2-3 cupe de iarbă, de lucernă acolo și să ducem la oile noastre. Atât, haideți să-i dăm tot în față. Dă-te mai Bobby de aici din fața mea. Atât, ca să nu te ocolesc. Atât. Și haideți acum să luăm iarbă frumos de aici. Atât. Hai să luăm de aici frumos niște iarbă. Atât, hai că am luat. Și acum să ducem frumos iarba asta pe care am luat-o, să o ducem la oițele noastre. Să dăm cu spatele. Atât, să ridicăm cupa frumos. Oare le ajunge o cupă? Nici nu știu dacă o să le ajungă. Haideți să vedem. Să ocolim și noi pe aici. Nu ocolim. Haideți să dăm paletul ăsta mai la o parte, că nu prea putem să trecem. Atât. Și haideți să deschidem și noi ușa, dacă tot așa. Atât, să deschidem și noi ușa ca să intre frumos aer curat. Atât. Și haideți acum să le punem frumos aici mâncarea. Stați așa. Să mă dau mai în partea asta la altă și să le pun acum mâncarea. Atât. E bun, acum haideți să le strângem pe aici mâncarea pe care au dat-o afară. Haideți să le facem curățenie pe aici, pe la ei, frumos, haideți să lăsăm cupa jos și să strângem toată mâncarea asta pe care au dat-o ele afară. Atât, perfect, hai că am strâns tot. Acum haideți să le punem înapoi, haideți să le punem înapoi, ușor, atât, perfect, haideți să le răsturnăm aici.
Hai, acum, hai să vedem. Perfect. Hai că le-am pus-o înapoi. Atât. Eu zic că le ajunge deocamdată mâncarea asta pe azi. Eu zic că le ajunge. Dacă nu, o să le mai dau eu diseară. Haideți să punem acum tractorul înapoi, la locul lui. Așa, lăsăm cupa atașată la încărcător. Atât. Lăsăm cupa aici atașată. Haideți să punem frumos înapoi. Atât. Să oprim motorul și să ne dăm jos, bineînțeles. Să vedem aici la găini dacă mai trebuie, mai e nevoie de ceva. Deocamdată nu avem destule ouă. Deocamdată avem destule ouă. Mai avem aici un pachet tot de ouă, frumos. Lăsăm aici. Și cam asta e treaba, jupânilor. Cam atât a fost cu acest episod. A fost unul mai așa, mai palpitant, pentru că na, ați văzut și voi, am bușit din greșeală căruța aceea, dar na, nu-i problemă. Am plătit și noi căruța, asta este, de acum să fim și noi mai atenți. Păi cam atât a fost, jupânilor, și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Cocomin și noi ne vom revedea, bineînțeles, data viitoare.